Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video despre site-ul Swisscoin. În acest video vreau să spun cum putem vinde monetele Swisscoin la bursă. Deci, noutatea principală care este în acest video, că de câteva zile Swisscoin, criptomoneta din Elveția, a apărut pe burse. Codul lui este SIC. Eu am 1000 de monede, când vă cumpărați un an în urmă, de 75 de euro un pachet, care la split s-a dublat, adică deci 75 de 500 de monede atunci când am luat eu un an în urmă, acum eu nu știu cât dau. Deci ideea care că este bursa Coin Exchange, unde Swisscoin se vinde. Se vinde contra Bitcoin. De ce eu n-am calculat cât iese în preț, dar deoarece abia a ieșit moneta pe bursă, ca regulă tot monetele la început scad. De ce? Pentru că apar speculanții care cumpără ieftin moneta de la cei care vor să o vândă repede, care aproape un an de când s-au înregistrat au cumpărat, au făcut investiții și acum le trebuiește urgent bani. Deci, cum facem înregistrare pe bursă aceasta? Deci, ideea care că o să arăt în alt video cum se face portofel pe acest site. Deci, este blockchain direcția. Aici se poate făcut un portofel ca principiul la My Ethereum Wallet. Cam același principiu. Cine s-a făcut portofel în My Ethereum Wallet, la fel se face și portofelul Swisscoin. Dați spun altă limba. Limba engleză. Deci, eu am ieșit în portofel și nu intru ca să nu arăt. Deci, intru în balanță. În dashboard, ca să vedeți că sunt la minim cont. Deci, aici ea aveam 1000 de monede și le-au trecut în portofel. Deci, acest portofel, cu dânsul, pot să intru de pe orice site, nu neapărat de pe Swisscoin. Vând portofel, pot să le transfer monetele aici, pe Coin Exchange, și să le vând. Dar n-am acum scop, eu le-am luat ca să le-am pe lungă durată. Cine știe, pește un an, doi, cât va crește de pildă moneta dată. Căci în interior, deci față de OneCoin, deci OneCoin încăpanit, că se iasă pe bursă, aici, cine nu credea, deja de-a mea este pe bursă. Timp de un an, așa că puteți să intrați cine s-a luat monete când se dădeau gratis de monete, acum puteți să intrați să vă mai luați deja din banii proprii. Căci acum ai 31 de eurocenți moneta și split indicatorul la 54%. Cum să cumpăr monete? Intrați în shop. De a lua pachete. Asta e un lot de... Când am luat eu era 50 de euro și 500 de monete. A fost split-ul și s-a dublat. Acum, cât acum dau, eu nu știu. Deci eu am luat de 50. A fost un split. Deci asta e token. Și pe urmă, este la mulțești la complicitate și o să vedeți câte monete să vă dea. Deci eu cred că tot în jur de 1000 poate fi. Că abia a apărut un investor serios care s-a apucat de reorganizare la Swisscoin. Deci câteva luni în urmă s-a întâmplat așa că a apărut un partener serios la Swisscoin. I-a cumpărat 50% din acțiuni și primul punct care l-a pus pe plan era să scoată moneta la bursă.
Și deci prima bursă deja este CoinExchange, unde puteți face înregistrare. Înregistrarea este destul de simplu. Deci, când faci înregistrare, intrați pe linkul care o scrie sub acest video. Și când apăsați pe desul, el apare în așa formă, ori poate să apară în așa ceva, care vă previne cum vă site-ul vrea să verifice CoinExchange că nu sunteți robot. Deci îmbufați aici și o să dispară această interfață și o să apară așa ceva. Eu deja am făcut, pe urmă apăsați pe registru nou, că vreți să faceți înregistrare. Dacă nu faceți înregistrare, nu o să intrați să vă vindeți monedele. Aici indicați un e-mail, login-ul, care îl doriți, o parolă, repetați parolă și apăsați pe registru. După ce ați făcut acest pas, apare așa ceva o inscripție, că ați făcut înregistrare, dar trebuie de verificat e-mail-ul care l-ați indicat. Deci pe e-mail vine o scrisoare unde este un link pe care trebuie să apăsați. După ce ați apăsat pe dânsul, vă apare așa ceva o inscripție unde vi se propune deodată să faceți depozit, să depuneți criptomonetele ca să le faceți să le vindeți. Sau a doilea cu verde, să vă măriți nivelul de securitate, deci apărare. Să faceți dubla autentificare sau schimbați parola. După ce ați intrat în interior, vă apare o listă întreagă de portofele care puteți să depuneți bani în criptomonede. Și asta e bursă de criptomonede, deci de pildă Bitcoin, puteți să depuneți bani de stabilitate pe zero, că nu m-am făcut înregistrare. Și cu dânsă să cumpărați de pildă altă criptomonetă, ori căutați un Swiss coin aici. Deci o să vă clarificați că așa nu e nimic complicat, pur și simplu. Merge greu pe cultură. Ca să nu iasă prea lung video. Deci, uitați-o. Swiss coin. Și faceți depozit, scoateți, să vă uitați în depozit și aveți, sunt mai multe, destul de simplu. Ca să faceți depozitul, o să vă dea un portofel pe care să trimiteți acele monete. Eu am 1000, dar nu o să le fac acum, deci e destul de simplu. Și aici e la direcția SIC, îl găsiți părechea Swiss coin, el e prescurtat SIC, se codează contra Bitcoin, cât și cum se vede. Deci se vede că un volum destul de mare se face, până pe oră, de pe el de la ora 6, s-au vândut de 40 de Bitcoin, la ora 7 de 30 de Bitcoin, deci merge vorba de sute de mii de dolari. Deci asta nu e o monetă care în contrat la 5-10 mii dolari coși se vândă. Deci totul serios se vede că s-a investit în Swiss coin și într-adevăr când s-a făcut înregistrare, ce foarte multe investiții s-au făcut de oameni o an în urmă, cu cele 100 de monete până când ele nu s-au transferat, ele încă stau aici,
la mine de cele 1000 care le-am avut eu, le-am putut trece, dar acestea o să fie mai târziu. Posibil, eu acum fac video pentru cei care au făcut investiții sau vor să investească și aveau întrebări cum să scoată banii. Deci banii de ce să scot, sau monetele, se duc la bursă, deja vedeți, au apărut și se poate de vândut. Acum, cum am spus, prețul este recomandat sau care este din după prețul site-ului, 31 de cenți. Deci, cum se calculă prețul acesta? Se ia după complexitatea care este split, care a fost până acum timp de un an și câte investiții s-au făcut. Deci, când eu am început, moneta era 5 cenți. Deci, se primește că o să împartă posibil că la nu știu cum se calculează, ce acum dacă aș face investiții, vă spun mai precis câte monete își primi acum de el de aceleași 50 de euro care am făcut un an în urmă investiții. Deci aici am primit 1000 de monete. Voi face cât ca alt video unde voi face recapitulare cum acum stă situația cu numărul de monete cât noi putem câștiga. Scopul acestui video a fost în principiu de a arăta cum facem înregistrare la bursă, dacă vrem să vindem monetele sau pe viitor să avem cont. Deci merge vorba de Coin Exchange. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.